Salutare! Sunt specialistul Ariston și azi vorbim din nou despre pompele de căldură aer-apă. De cel mai multe ori acestea sunt asociate cu locuințele tip casă. Mulți dintre noi însă stau la bloc. Recunosc că este și cazul meu, așa că este firesc să ne întrebăm. Poate fi montată o pompă de căldură aer-apă într-un apartament de bloc? Răspunsul este da. E drept că există anumite provocări atât în momentul instalării sale, cât și apoi pe parcursul utilizării. Trebuie să fii atent ca unitatea externă să nu deranjeze vecinii, fiind un pic mai voluminoasă și mai grea decât cea a unui aer condiționat. În acest sens, este nevoie și de acordul asociației de locatari. Aș recomanda o pompă monobloc, montată pe peretele exterior al apartamentului. Dar nu este exclusă nici montarea unei pompe split, chiar dacă în anumite cazuri poate ocupa un pic mai mult. Atunci când alegi locul unde va fi amplasată, trebuie să te gândești că e nevoie de un acces facil la ea pentru mentenanță. O situație problematică ar putea reprezenta spațiul interior necesar boilerului de stocare a apei, mai ales că majoritatea apartamentelor au un spațiu destul de limitat. Și încă un lucru foarte important pe care trebuie să-l ai în vedere înainte de a-ți achiziționa o pompă de căldură la bloc. Este vorba de stabilitatea instalației electrice, în condițiile în care pompa de căldură o pune la încercare. În schimb, beneficiile utilizării unui astfel de sistem în apartament sunt importante. În primul rând, renunți la tot timpul și energia pierdută pentru eliberarea unei autorizații de folosire a gazului pentru o centrală. Apoi, costul de utilizare și mentenanță este mai redus ca la o centrală termică. Eficiența pompei de căldură este și ea mai mare. Un alt avantaj important este faptul că renunți la aparatele de aer condiționat, în condițiile în care pompa de căldură are și rolul de a răci locuința, atunci când ai nevoie de acest lucru. În cazul unui plafon radiant, ai un sistem care nu ocupă deloc spațiu în apartament. Încălzirea e foarte eficientă, iar în timpul verii răcirea este de un confort extraordinar. Cam atât pentru astăzi, dar revin cu alte informații utile despre pompele de căldură data viitoare. Iar până atunci, îți doresc multă energie pozitivă!